Trecem la oferta numărul 5, care vine cu proprietăți extraordinare și pentru care ne bucurăm în mod deosebit în seara aceasta să o avem alături de noi. Îi mulțumim lui Bogdan. Îi mulțumim lui Bogdan categoric. Le mulțumim tuturor celor care au prezentat până acum în seara aceasta pentru toate beneficiile și informațiile pe care le-am aflat despre aceste uleiuri din oferte. Și trecem la oferta numărul 5 și avem alături de noi invitat special unul dintre medicii din echipa noastră, dr. Claudia Lupu, care este alături de noi să ne vorbească despre efectele și beneficiile a două uleiuri extraordinare, și anume uleiul de tămâie în varianta Touch, Frankincense Touch, și blendul DDR Prime. Claudia, ai cuvântul. Bună seara! Mă aud și mă văd bine, sper? Da. Ok. Mă bucur să vă văd și să vă aud. Am fost și eu atentă la ce au spus colegii mei și am aflat lucruri noi și mă bucur. Sper să aduc și eu ceva lumină aici în ceea ce privește tămâia ta și DDR sau DDR Prime. În principiu ele sunt foarte cunoscute din punctul meu de vedere. Mă bucur să le prezint eu, sunt preferatele mele, le folosesc zilnic. De fapt, amândouă, deși această tămâie Touch și DDR-ul sunt amestecuri. De ce zic că și tămâia Touch este un amestec? Că, de fapt, Frankincense Touch-ul este un amestec din patru tipuri de tămâie. Cred că ați mai găsit informația aceasta, Boswellia carteri, Sacra, Freireana și Papirifera. Și faptul că este un amestec din patru tipuri de tămâie îi dă această complexitate, să-i spun, terapeutică. Vreau să vă spun și de ce iubesc uleiurile doTERRA, pentru că sunt niște uleiuri, după cum știți, cu grad terapeutic. Pentru mine e important acest aspect și sunt uleiuri care sunt certificate ca și pure. Aspect extraordinar de important în practica mea, de ca medic și ca om, bineînțeles, e important. Cum folosim această tămâie Touch? Bineînțeles, știți că aceste formulări care au împreună, deci sunt un amestec din tămâie și uleiul de cocos, le putem folosi topic. Este un amestec depurtat în geantă, să-i zic așa, pentru că avem nevoie de în fiecare zi putem avea nevoie de acest amestec, în cazul în care, eu știu, ne apare o iritație la nivelul pielii, mai ales că acum este vară și se întâmplă tot felul de situații. Avem nevoie, bineînțeles, în cazul în care avem ceva simptomatologie respiratorie, nu știu, avem un nas înfundat, poate ne doare puțin gâtul, poate ne doare un pic urechea sau ne doare capul, da? Putem să aplicăm acest ulei la nivelul tâmplelor, laterocervical, la nivelul cefei, bineînțeles pe zonele de puls, și își face efectul foarte rapid. Cred că nu mai trebuie să spun că tămâia este, sau se știe, este regele uleiurilor esențiale, conține foarte multe componente active. Dacă dați să căutați, de exemplu, la tămâie, pe source.eu, o să observați că tămâia conține aproximativ 60 de componente active, da? Deci componente active care ajută în echilibrarea organismului, să-i spun așa, starea de echilibru celulară, acea homeostazie celulară. Și aspectul acesta este foarte important. Toate tămâile, toate uleiurile esențiale pure, cum le are doTERRA, ajută la această homeostazie, la acest echilibru interior celular. Ce se întâmplă? Acest echilibru interior celular duce, așa am observat eu în practică, duce și la un echilibru interior emoțional, să-i spun așa, la un echilibru mental și, poate să nu exagerez, dar aduce și un echilibru spiritual în viața noastră. Tămâia este, din cartea Emoții Esențiale, tămâia este considerată uleiul adevărului și spune aici, și mi-a plăcut foarte tare, că aduce aminte de înțelegerea spirituală, de daruri și de înțelepciunea noastră. Și este un ulei ce dezvăluie adevărul, ajutând sufletul nostru să se conecteze cu lumina interioară. Folosirea zilnică
acestui ulei ne ajută atât pe plan fizic, cât și pe plan emoțional, mental, spiritual. Eu ca medic, adică fiecare dintre noi cred că ne întâlnim cu câte o durere, cu câte o stare mai deosebită sau nu știm ce este cu noi. Și se știe că atunci când nu știi ce să folosești, tămâia este uleiul bun la toate, să-i spun așa. Nu știi ce să folosești, tămâia aceea este de ales, ca să spun așa. Bineînțeles că pe lângă nici nu știu cum să-l numesc, este un ulei depurtat în geantă, tămâia taci și bineînțeles ce mai este, mă bucur că în DDR Prime sau DDR Prime tămâia ocupă un loc important. În DDR Prime, în acest amestec de 8 uleiuri, avem denumirea lui, nu știu dacă știți, DDR Prime sau cei care folosesc de mult uleiurile esențiale știu că DDR Prime vine de la Dimage, ca să zic așa, DNA Repair, adică repară ADN-ul deteriorat. Și e pe sticluță, scrie că este Renewal Blend, adică un blend de reînnoire. Și așa este. doTERRA când l-a gândit, l-a gândit pentru acest aspect de reînnoire celulară, da? De repararea ADN-ului deteriorat și de aceea sunt aceste uleiuri în componență, tămâia, portocala sălbatică, liția, cimbru, cuișoarele, summer savory, care este considerat cimbru de grădină, să zic așa, niauli, care e din familia arborelui de cea, familia melaleuca și lemongrasul. Lemongrasul care este considerat electricitate la sticluță, să-i spun așa, adică ajută pe în transmiterea informației la nivelul nervilor. Și aceasta, vă dați seama, deci când cumpărați DDR Prime, obțineți, de fapt, cumpărați 8 uleiuri, dacă este să punem și din componența de tămâia plus 7 uleiuri, ar fi 11 uleiuri într-o sticluță, care vă dați seama câte beneficii aduc la nivel fizic. Pe mine mă interesează foarte mult sănătatea noastră celulară și doTERRA așa a gândit acest ulei, mi-am și notat aici, deci pentru prevenția și repararea ADN-ului, în principiu se ocupă tămâia, cimbru și lemongrasul, pentru partea aceasta de rezolvare a apoptozei celulare. Apoptoza celulară este acea moarte naturală a celulelor, pentru că celulele mor, da, ele trec din acest ciclu și apar altele. De această apoptoză celulară se ocupă lemongrasul, cuișoarele și niaulii, iar pentru a reduce oxidarea celulară, care este un aspect extrem de important în viața de zi cu zi, sunt cuișoarele, portocala sălbatică și summer savory. Și acest blend, vă dați seama ce capacitate mare de a susține sănătatea celulară și imunitatea corpului nostru. Și de aceea este un amestec extrem de important de folosit. Eu îl folosesc în ultima vreme, ce-i drept. Îmi place foarte mult în difuzor seara, dar el se poate folosi în mod special, recomandarea este să-l folosim aplicat topic sau intern, bineînțeles. Se pot lua câte 2, 3, chiar 4, dar are un gust destul de pronunțat, picant, așa, îl puteți gusta, este foarte plăcut. Se folosi sublingual dimineața și seara pentru a menține și a susține sănătatea celulară și regenerarea celulară. Puteți să-l aplicați, bineînțeles, la nivelul CF-ei laterocervical, amestecat cu un ulei purtător, pentru că acesta nu conține ulei purtător și atunci pentru aplicare topică este nevoie de acest amestec. Și, bineînțeles, la nivelul coloanei vertebrale, este un amestec care, din practică, a ajutat în foarte multe situații delicate împreună cu tămâia. Deci, cred că pentru mine sunt top uleiuri în vindecare celulară, pe care sunt ușor de folosit. La fel, DDR Prime se folosește în simfonii, în simfoniile acelea celulare, care aduc un mare beneficiu pentru sănătate.
și care ar trebui folosite în fiecare zi. Tămâia n-ar trebui să lipsească. Recomandarea este ori sublingual pentru varianta de tămâie, da, la 15 ml, iar acum avem această pereche extraordinară, tămâie taș cu DDR Prime, care n-ar trebui să lipsească din niciun coș de BOGO, poate chiar în mai multe variante, mai ales pentru persoanele care au provocări pe sănătate, să-i spun așa. Sănătate fizică, sănătate emoțională, mentală, și este un amestec extraordinar. Ce mi-a plăcut foarte mult este că în cartea Emoții Esențiale, și cu asta o să închei, spune despre acest amestec celular, este uleiul transformării, și pentru că lucrează pe plan fizic, emoțional, cu ciclurile vieții și cu transformările prin care trecem noi, și presupune lăsarea în urma trecutului pentru a ne bucura de viitor. Și acest complex ajută celulele deteriorate să parcurgă acele tranziții pe care le avem și noi ca ființe umane, către transformare, reparare și reînnoire, și cu ajutorul acestui amestec persoanele își sprijină corpul, celulele, energia și sentimentele să se reîntoarcă la acel stadiu de echilibru, sănătate și autenticitate. Adică la acea stare, de fapt, pe care o regăsim la nivel fizic de homeostazie, de echilibru interior. Și este deosebit de util pentru cei care vor, asta mi se pare extraordinar, pentru că în ultima vreme am studiat această legătură, ne ajută să eliberăm tiparele familiale negative, nu doar acest amestec, toate uleiurile ne ajută, dar acesta, în mod special, fiind așa un buchet frumos de uleiuri esențiale, ne ajută să eliberăm tiparele familiale negative înregistrate în ADN. Și este ideal pentru cei care se confruntă cu aceste situații și care își seacă de puteri să se elibereze de aceste sentimente și ce se întâmplă, să recapete acea poftă de viață și să-i ajute să înțeleagă și să simtă că schimbarea este realizabilă. Și acest DDR Prime, care este absolut minunat, ne ajută să redobândim sănătatea și vitalitatea și să ne eliberăm de trecut și să ne orientăm către viitor. Deci este extraordinar și prețul la care este, nu am ce să zic acolo, pentru că nu ai cum să obții la acel preț asemenea beneficii. Și este extraordinar, știți că avem foarte multe picături spre 300 în această sticluță de 15 ml, care ne ajută mult, poate o lună și mai mult de folosire, și ar trebui oricine poate să începeți de acum, vine BOGO-ul și să începeți tămâie taș dimineața, tâmple, ceafă, laterocervical, pe zona inimii nu mai spun, pentru mine este uleiul păcii interioare. Iar și balance-ul iubesc foarte tare, nici acela nu lipsește din rutina zilnică. Și să începem cu tămâia, să ne uleiem dimineața și, bineînțeles, dacă putem, ne punem, da, nu, adică nu că dacă putem, putem să ne punem sublingual dimineața DDR Prime, o picătură, două. Recomandările sunt de 4-4, dar este ok să începem cu, chiar și cu o picătură sau un shake sau ce ne facem dimineața, și o să vedeți că în 21 de zile sunteți alți oameni. Pentru că 21 de zile este recomandată o, să zicem, o cură dintre aceasta de aromaterapie, cu o pauză de 7-10 zile. Se poate face și fără pauză, dar începeți cum vă vine BOGO-ul, că imediat, deja dacă îl punem mâine, cred că luni îl avem la ușă, putem să începem o cură de 21 de zile, să vedeți și să vă scrieți cum vă simțiți în momentul 0 și cum vă simțiți în ziua 21, și o să vedeți niște schimbări incredibile, ca să zic așa.
Mulțumim mult, Claudia, doctor Claudia. Menționez asta pentru că... Maria Claudia. Menționez asta pentru că puneți-ne un 5 încet, cei care sunteți convinși ca și mine că Maria Claudia noastră iubește blendul DDR Prime și uleiul de tămâie. Deci a fost atât, din nou, atât de evident faptul că sunt uleiuri cu care lucrezi foarte mult și pe care le-ai studiat și pe care le utilizezi și le recomanzi. Tocmai pentru că ai văzut care sunt beneficiile lor și ne-ai și transmis aceste beneficii într-un mod atât de frumos, și corelația dintre planul fizic, celular, reînnoirea la nivel celular, dar și reînnoirea la nivel spiritual și sufletesc, și cum putem să scăpăm de tarele emoționale. Da, sunt două uleiuri absolut extraordinare, pe care sunt două uleiuri pe care să le folosim în fiecare zi pentru beneficiile lor de reînnoire. Deci dacă să rămâneți cu ceva cu un singur cuvânt despre combinația aceasta frankincense stash de DDR Prime, reînnoire. DDR Prime, de altfel, de utilizat, exact cum spunea și Claudia, în cure, de către toată lumea, poate cel mai renumit, mai ales în rândul mămicilor de copii mici cu provocări, după cum ați văzut, eu tare sper că ați și citit informațiile la fiecare, că nu toți am vorbit din informațiile de acolo, am urmărit să vă prezentăm informații mai extinse, dar ați văzut că DDR Prime este recunoscut pentru beneficiile în cazul copiilor, aplicat topic, mai ales în întârzierea vorbirii la copii, tocmai pentru că vine cu reînnoire celulară, dar în cazul adulților, de folosit în cure, tot așa, la 2-3 luni faci o cură de câte o lună, după aia iarăși 2-3 luni e o pauză, iarăși faci o cură de câte o lună, tocmai pentru că avem nevoie de efectele și beneficiile lui. Eu personal aleg frankincense touch în fiecare dimineață, îl aplic pe ten, și când aplic pe ten, de obicei aplic și pe antebrațe și așa, iar DDR Prime este un ulei pe care îl folosesc în cure sub formă de capsule, acele soft gel, dar îl folosesc în fiecare zi în oil pulling, da? Când fac acea cură de detoxifiere, da? Cu mestec ulei vegetal, în care pun de obicei 3-4 picături de DDR Prime, pun și pe lângă ăsta pun, fie zendocrin, fie zengest, fie ce mai simt eu, și fac acel oil pulling, și știm că nu lucrează doar la nivelul cavității bucale, ci uleiurile esențiale se resorb prin intermediul capilarității bucale. Bun, minunat! Da, și mai, acum că mi-ai amintit doar ceva foarte, foarte mic din experiența mea ca medic aromaterapeut, să-i spunem așa. Deci DDR-ul are rezultate, nu am acordul persoanelor să dezvăluim niște lucruri, dar pot să vă spun doar că este spectaculoasă remisia pe anumite dimensiuni în anumite provocări de sănătate. Eu sper că am înțeles cu toții, eu nu știu despre ce este vorba, dar deja știu la ce te referi. Da, și este ceva, adică nu e foarte complicat, pur și simplu folosire în fiecare zi, acolo se poate face chiar și fără pauză, folosire topică dacă sunt probleme la nivel cerebral, în difuzor și, luat și, aplicat, pe, și aplicat pe coloană. Da. Da. Deci sunt extraordinare. Nu. Iar persoanele care trec prin astfel de provocări, nu mai contează prețul. Exact. Și ca să fie și mai clar, înmulțiri necontrolate celulare, poate deja asta vă duce cu gândul la ceva mai clar. Da. Iar la copii este spectaculos cum acum nu vorbesc aproape deloc și după aia, după câteva zile sau săptămâni, încep să vorbească. Adică ca și cum n-au vorbit niciodată. Adică își dau drumul și nu se mai opresc. Și e bine că le avem și că există și sunt la îndemâna oricui acum, adică chiar nu avem nicio scuză să nu le folosim. Așadar, la oferta Bogo numărul 5, pui în coș frankincense touch la 10 ml și primești cadou DDR Prime. Vei plăti 60,25 euro în loc de 106,75 euro pentru beneficii de care cu toții avem nevoie și beneficii de nelipsit în viața noastră, adică chiar sunt beneficii vitale, dacă vreți să le spunem așa.